Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi v-am pregătit două torturi pe care le-am umplut. Unul l-am umplut cu cremă de ciocolată albă și vișine și unul cu cremă Oreo. Aici avem ganajuri de ciocolată albă. O să vă las în descriere gramajele la fiecare cremă în parte, sirop și rețeta albulat. Adăugăm frișca peste ganaj. Și mixăm până începe să se îngurașe, nu foarte mult, o să vedeți consistența. Așa trebuie să arate, nici prea tare, nici prea moale. O dăm deoparte și pregătim și crema Oreo. La fel avem ganaj de ciocolată albă. Punem frișca peste. Batem un minut și după o să adăugăm biscuiți Oreo pe care i-am dat prin blender. O să avem nevoie de 100 de grame. Biscuiți fără crema din ei. Crema o dăm deoparte și o aruncăm, decât biscuiți îi dăm prin blender. Amestecăm. Așa ar trebui să arate consistența când o preparați. Este foarte bună, cremoasă și foarte aromată. Aici am pregătit vișinele pentru tortul cu cremă de ciocolată albă. Le-am lăsat peste noapte la scurs. Eu am folosit din compot pentru că cele congelate nu mi se par prea bune. Aici am preparat două blaturi umede de cacao o seară înainte, siropul, punem prima foaie, o însiropăm. Punem primul strat de cremă. Eu le cântăresc pentru că trebuie să-mi iese torturile la kilogramele care mi le cere clientul. Și cel mai bine, ca să nu depășească, e bine să le cântărim. Eu cântăresc, cel puțin eu cântăresc și blatul și siropul și crema, în așa fel să nu depășească mai mult, că nu vreau să fac mai mult decât îmi cere clientul. Punem a doua foaie, o însiropăm. Punem și ultimul strat. Nivelăm. Punem și ultima foaie. Presăm puțin cu palma, însiropăm. Să avem grijă când însiropăm să nu punem siropul aproape de margine, să lăsăm un pic, cât degetul, să lăsăm să nu fie însiropat. Ca să nu se scurgă prin frigider tortul. Din cauza aceasta nu e bine să însiropați până în margine. Acum începem să umplem al doilea tort, cel cu ciocolată albă și vișine. Însiropăm prima foaie. Adăugăm crema. Nivelăm cu lingura. Adăugăm vișinile. Este foarte simplu de făcut și foarte gustos. Încerc de fiecare dată când umplu un tort să-l filmez ca să vă arăt cum procedez eu. Punem cremă în așa fel să acopere vișinile.
Adăugăm a doua foaie de blat. Însiropăm. Avem grijă să nu siropăm până în margine, ca să nu există riscul să vă scurgă prin frigider. Foarte greu să-l decorați când el curge zeamă din el. Eu am pățit-o la început când am făcut torturi și mi-am dat seama și cu timpul am schimbat chestia asta. După ce am întins al doilea strat de cremă, adăugăm vișinile. Adăugăm crema peste vișine, nivelăm drept. Adăugăm ultima foaie de blat pe care o însiropăm și dăm tortul la frigider peste noapte. Sper să vă ajute acest videoclip și ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!